Un incendiu s-a produs azi dimineață la o remorcă încărcată cu baloți de cei vrac pe autostrada 1, kilometrul 79, pe raza comunei Petrești. Au intervenit două echipaje ale ISU cu două autospeciale de la detașamentul Găiești și un echipaj al gărzii de intervenție Topoloveni cu o autospecială. Cauza probabilă a producerii incendiului ar fi un scurt circuit provocat de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător. Au ars elemente combustibile din structura remorcii și circa 11 tone de cei vrac sub formă de baloți. Incendiul s-a produs în timp ce autocamionul era în mers, șoferul decupând capul tractor de remorcă.